de fotbaliști în 3-4 metri. Pap trebuie să se uite dacă are vreun culoar să iasă. Nu are! Este golul lui Cașini, unul dintre cei mai mici jucători de pe teren, care înscrie cu capul. Este 1-0 pentru UTA în acest minut 26. Această aglomerație de jucători în preajma porții lui Pap creează premizele unui spațiu ceva mai mare la marginea careului de 6 metri, dar să vină atât de liber, să nu fie nimeni cu el, asta mi se pare greu de acceptat. Coenaru în prim plan, hai să vedem încă o dată. Cel care trebuia să-l aibă în marcaj, cred că este bulgarul Anton Ivanov. Ivanov este la distanță mare. Se și dezechilibrează Ivanov, am impresia, pierde prin planul și rămâne un simplu spectator. Bucuria lui Cașini. El care s-a despărțit de Academica Clincen la începutul acestui an, sigur din cauza celor super cunoscute probleme financiare. Ar fi, cred, încântați jucătorii arădeni să intre cu acest avantaj la vestiare. Să poate să fie 2-0! Și este 2-0! După o gafă enormă în defensivă, Postolachi dublează avantajul. De cascadorii râsului ce se întâmplă cu defensiva lui FC Botoșani. Nu se exteriorizează din calea afară Poenaru pentru aceste reușite. Virgiliu Postolachi extrem de încântat, de mulțumit. Hai să vedem încă o dată. Foarte bună această desprindere. Nu este nimeni acolo. Mingea trece prin fața defensivei. Nu mai vorbesc de Eduard Pap, care parcă a avut mâinile legate la spate. N-a fost o minge lovită în plin, chiar ușor defectuos, dar are noroc. Mingea cu pământul îl derutează și mai tare pe Eduard Pap. Cașini și Postolachi.